Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Transporta pasageri fiind beat la volan, șoferul unui microbuz de pe rută a fost prins de polițiști în stare de ebrietate alcoolică. Testat cu aparatul Tracker, bărbatul care zilnic făcea naveta Cruzești-Chișinău avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 4 ori, mai mare decât norma admisibilă. Conducătorul auto a fost oprit după ce inspectorii de patrulare au observat manevrele periculoase efectuate în trafic de către acesta pe o stradă din sectorul Giocan al Capitalei. Astfel, bărbatul a fost oprit și înlăturat de la volan, iar pasagerii au ajuns la destinație cu un alt șofer. Cazul a fost înregistrat la Inspectoratul de Poliție Ciocana pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Pastile psihotrope din Franța destinate deținuților din Republica Moldova. Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă prin care sute de pastile Subutex urmau să ajungă în penitenciar, fiind aduse prin contrabandă. Miercuri, ofițerii de investigație, în comun cu agenții de patrulare, pe traseul Otaci-Dondușeni, au reținut în flagrant un bărbat de 31 de ani. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au depistat și ridicat o cantitate mare de pastile de tip Subutex, în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei. În cadrul documentării s-a stabilit că drogurile urmau să ajungă în penitenciarul numărul 9 Pruncul, din municipiul Chișinău. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar potrivit legii penale, el riscă de la 7 la 15 ani de închisoare. Totodată, în urma măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au stabilit că drogurile erau introduse în țară prin intermediul autocarelor de pe ruta Paris-Chișinău, fiind camuflate în colete. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și identificarea persoanelor implicate în activitatea ilicită. O femeie cu dizabilități ar fi fost obligată timp de 16 ani să cerșească. Suspecții sunt un bărbat, fiul acestuia, dar și nepotul său, care au fost reținuți de polițiștii moldoveni și români, după ce ar fi exploatat femeia în diferite state. Cei trei sunt cercetați acum penal pentru trafic de persoane. Oamenii legii au filat suspecții mai mult timp, aducând și probe video la acuzații. Victima are 43 de ani, iar 16 ani în urmă, cu doi copii în brațe și o situație financiară precară, ar fi acceptat oferta unui bărbat, acum de 63 de ani, de a merge să cerșească în străinătate. De-a lungul anilor, schema a fost preluată de feciorul acestuia de 42 de ani, iar ulterior de nepot, în vârstă de 21 de ani. Primul reținut a fost feciorul pe teritoriul județului Suceava, din România. În aceeași casă a fost depistată și victima. Ulterior, bunicul și nepotul au fost reținuți în Republica Moldova. Ambii se aflau la domiciliul lor din Nisporeni. Ca să evite urmărirea penală pentru trafic de persoane, un membru de familie al bănuiților s-a căsătorit fictiv cu victima, spun anchetatorii. Potrivit informațiilor preliminare, activitatea infracțională îi aducea zilnic 400-500 euro. Femeia victimă era adusă să se cerșească în stradă și la centru comerciale cu mesaj inscripționat pe pancardă în care cerea bani pentru protezarea picioarelor. Acum bănuiții sunt cercetați penal pentru trafic de persoane, iar investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Abuzatorul fetei de 23 de ani, care la scurt timp și-a pus capăt zilelor, riscă până la 12 ani de închisoare. Procurorii au expediat dosarul în judecată.
Potrivit oamenilor legii, individul de 27 de ani este învinuit de viol și de terminare la suicid. Tragedia a avut loc în seara de 31 ianuarie, când tânăra a ieșit la plimbare cu iubitul ei, în sectorul Botanica. Ei au făcut cunoștință cu învinuitul care le-a propus celor doi să meargă într-un local unde au consumat băuturi alcoolice, sub pretextul că vrea să marcheze astfel despărțirea de partenera sa. După ce au consumat băuturi în local, cei doi au fost invitați de noul prieten la el acasă, pentru a continua petrecerea. Acolo, spre dimineață, iubitul tinerei a adormit, iar individul a violat-o. În cadrul anchetei s-a stabilit că fetei au fost cauzate traume fizice și morale, iar peste 3 zile ea s-a aruncat în gol de la etajul 4. Învinuitul se află în arest preventiv și refuză să facă declarații. El riscă până la 12 ani de închisoare. Au furat bani și bunuri în valoare de peste 100 de mii de lei din 2 automobile și au dat bir cu fugiții, în speranța că nu vor fi prinși. Însă ghinion, momentul furtului, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Poliția a reținut suspecții care s-au dovedit a fi 2 tineri în vârstă de 24 de ani din raionul Călăraș. Din imaginile surprinse de camera de supraveghere, se vede că indivizii au dat lovitura pe timp de noapte, au spart geamurile la 2 BMW-uri parcate, au furat tot ce le-a căzut sub mână și s-au făcut nevăzuți. După ce au fost reținuți, o parte din bunuri au fost recuperate de polițiști și returnate victimelor. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru furt, iar acum bănuiții riscă amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore, ori chiar închisoare de până la 4 ani. Nu a anunțat dacă va candida la prezidențiale, cert este însă că Igor Dodon își lasă dosarele penale pe seama avocaților. Acesta a cerut astăzi și a primit acceptul CSJ-ului să nu mai participe la ședințele de judecată, cel puțin până la alegerile din toamnă. Fostul președinte, cercetat penal pe mai multe capete de acuzare, spune că se va concentra pe campania preelectorală și electorală. Astăzi a avut o nouă ședință de judecată în așa numitul dosar cu loc. Consider că apărătorii pot să facă față acestui proces. În lipsa mea, eu nu mă eschivez. Știți, m-am prezentat la toate ședințele parcurs acestor, acum vor fi 2 ani de zile. Am activități destul de importante legate de campania preelectorală, campania electorală în care vom fi implicați activ, de aceea, fiind în continuare în țară, am solicitat ședința de loc fără prezența mea. În același timp, procurorii spun că solicitarea lui Dodon este neargumentată. Noi nu am auzit niciun caz excepțional ieșit din comun, probat prin careva documente, probe prin care domnul Igor Dodon astăzi ar fi fost în imposibilitate obiectivă de a fi prezent aici sau nu, sau a fi a lipsă. În cadrul ședinței de astăzi urma să fie audiat în calitate de martor în dosar fostul consilier al lui Vladimir Plahotniuc Andrean Radu. Procurorii au cerut ca acesta să fie audiat prin videoconferință, întrucât nu se află în țară, însă demersul a fost respins de judecători. El vine cu anumite informații, date, aferent actului de acuzare a lui Igor Dodon și mai ales Radu Adrian, ce ține de aspectul înregistrărilor video-audio în care sunt fixate acțiunile lui Igor Dodon, Plahotniuc și Serghei Ralov. S-a arătat împotriva și inculpatul Igor Dodon. Acesta a spus că audierea ar putea fi trucată. Foarte strane cereri, Sau se teme să intre în țară, sau va fi organizat un deepfake prin internet, cum am văzut cazuri multiple. Mi-am spus, Plahotniuc poate să-l înțeleze că el dă mărturii. Trebuie să vină aici în judecată, să prezinte buletinul de identitate, să se autentifice, să semneze după aceea procesul verbal. Totodată, în cadrul ședinței de astăzi a fost finalizată audierea martorului Alexandru Slusari, care a rămas să răspundă la întrebările apărătorilor. În același timp, în fața instanței a depus mărturie și Marc Tkaciuc, fost deputat comunist. Atât Tkaciuc cât și apărătorii lui Dodon spun că nu știu cât de relevantă este audierea sa în acest dosar. Nu, наверное, возникла точка зрения, что в том чёрном кульке, который передавался, я сидел внутри, пересчитал деньги и точно могу сообщить, кто брал, кто не брал. Și relevanța lui din punct de vedere probatoriu și procesual este zero. Dar dumnealui, ca acuzator de stat, a decis să-l invite în instanța de judecată, să-l audieze ca martor al acuzării și oportunitatea audierii lui a decis-o procurorul. Nu apărarea, este un martor al acuzării.
Valoare probantă zero. În acest dosar, Igor Dodon este învinuit că ar fi pretins aproape $1,000,000 de la Vladimir Plahotniuc și Sergei Aralov pentru a negocia cu demnitari de la Moscova, condiții favorabile pentru Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc, privind crearea unei coaliții de guvernare între democrați și socialiști. Toți cei vizați pledează nevinovați. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!